Accident rutier grav în Iași, un tir a intrat în coliziune cu două autoturisme. Două persoane au fost grav rănite. Furia celor de la fața locului cu greu poate fi descrisă în cuvinte. Accidentul a avut loc într-o curbă din localitatea Horpaz, unde un tir care circula cu viteză a intrat în coliziune cu două mașini. Horpaz, din Iași, au intervenit mai multe echipaje SMURD. În urma impactului, una dintre mașini a fost făcută praf. Există victime omenești, două, care au fost transportate la spital cu două smurduri. Traficul în zonă a fost blocat 10 de minute. Polițiștii au deschis dosar penal în urma accidentului soldat cu două victime.